care a slujit Domnului. N-am vorbit cu fratele Manu ce să cânte, eu am venit cu o altă predică, Dumnezeu o schimba totul. Dacă cuiva nu-i convine ceva, îl rog să vorbească cu cel care ne-a dat mesajul și cântările. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, Luca 1 cu 5, dacă pot să rog să afișez foarte repede, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele Luca 1 cu 5. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis, Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Amen vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, vreau din toată inima numele Domnului să fie lăudat. Vă aducem salutări din România, de la Bisericile Betleem, fratele Manu Negrea, este acolo un comitet din, de la Biserica Muntele Sionului, unde slujesc ca păstor. Dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iubiții mei, mă uit la ceas, mă uit la voi. Și să știți că stau și mă întreb oare ce veți spune în bănci. Doamne, dă-i înțelepciune sau doamne, dă putere? Cred că e nevoie de ambele lucruri. Amen. Domnul să ne ajute. Am observat că și în Australia, la fel ca și în România, familiile sunt greu lovite și pagubele sunt destul de mari în multe familii. De aceea cred că Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt pentru familii și despre familii. Înainte să fie Biserica, a fost familia și ideea familiei a aparținut lui Dumnezeu. Și veți spune, frate de Cristi, dacă Dumnezeu a întemeiat familia, de ce sunt familii care se despart? De ce trebuie să ne împărțim copiii, cum împărțim mașina de spălat și mașina de uscat? Dacă Dumnezeu a făcut lucrul acesta, de ce sunt eșecuri? Și eu voi spune, dacă Mozart a scris o piesă frumoasă sau Beethoven a scris o piesă frumoasă, și fratele Manu greșește la o notă, încercând să interpreteze nota aceea, partitura aceea. Este vina lui Mozart sau a fratelui Manu? Iubiții mei, Dumnezeu a construit familia. Însă ține de mine și de dumneavoastră ca să interpretăm partitura numită familie așa cum Dumnezeu o dorește. Doamne, ajută-ne la asta! Mi-aduc aminte că în urmă cu un an și ceva am cumpărat o mașină de tuns iarba și atunci când am cumpărat mașina, cel care mi-a vândut mașina de la magazin a zis nu te grăbi, vreau să-ți arăt cum se pornește mașina. N-am vrut să-l jignesc, dar am vrut să-i spun că românii știu tot. Pe un român, dacă vrei să-l înveți ceva, îl jignești. Mai ales dacă are o facultate, două sau o, trei, îi umilești dacă vrei să-l înveți ceva. Însă am stat și m-am uitat la el, bineînțeles că nu eram atent eu la ce făcea el, că doar știam. Însă când am ajuns acasă, am vrut să pornesc mașina de tuns iarba, m-am chinuit aproape 20 de minute și n-am reușit să o fac. A venit băiatul meu, Ianis, la mine și a zis, tati, vezi că este o carte cu instrucțiuni, acolo zic, fugi de aici cu cartea de instrucțiuni, lasă-mă în pace. Ai văzut român care să citească? Păi 3% dintre români pun mâna pe carte. 3% dintre români citesc. Noi nu avem nevoie. Noi știm toate. Noi știm și Apocalipsa, noi știm tot. Numai nebun nu crede că le știe pe toate. Și în ziua aceea am părut că sunt ca un nebun. M-am chinuit încă 15 minute să pornesc mașina. După alte 5 minute m-am gândit, poate soția să uită pe geam și vede ce și-a luat. Și am zis, Ianis, ia iată o carte aia, ține-o la distanță să nu se vadă că am nevoie de ea. Și o să mă uit în stânga, o să mă uit în dreapta, o să mă uit un pic și în carte. Și primul punct din carte spunea așa, porniți alimentarea cu benzină. Am pus mâna pe buton, am pornit alimentarea cu benzină și vreau să vă spun că pot să tai iarbă și astăzi. Iubiții mei, mașina era perfectă, cartea de instrucțiuni era acolo. Însă să știți că eșecurile în viața noastră apar pentru că nu mai deschidem cartea cu instrucțiuni. Avem impresia că noi putem rezolva problemele din familie. Avem impresia că noi singuri putem sta în fața drogurilor, în fața jocurilor de noroc, în fața infidelității, în fața pericolelor care bat familia și încercăm noi, cu inteligența noastră, să facem față. Și Dumnezeu ne arată că nu putem. Iubiții mei, în această dimineață vreau să ne uităm la o familie. Cred că aveau undeva la 40-50 de ani de căsătorie. Erau în vârstă, spune Biblie. Și Dumnezeu din cer se uită și spune, vreau să trimit un mesager, vreau să-l trimit pe Ioan. Vreau înainte lui Isus Hristos să trimit pe cineva care deschide calia și vreau să aleg o familie pentru a face lucrul acesta. Și m-aș fi gândit că Dumnezeu se va uita la o familie cu bani, la o familie cu mașină, la o familie cu casă, la o familie care să aibă relații la erot, să fie protejat Ioan. La o familie care să aibă relații la firmele de security, să aibă bodyguards după el. Însă observ ceva interesant. Dumnezeu se uită la o familie simplă. La o familie care nu ieșa cu nimic în evidență. Și vreau astăzi să răspund unei întrebări care sună astfel. Cum arată familia pe care Dumnezeu o binecuvintează? Iubicii mei, când spun bine binecuvântare, nu mă refer la dolar sau la euro sau la casă sau la mașină. Aștia sunt binecuvântări vremelnice. Și spun doar atât, dacă ești un om milostiv și ai 100 de dolari, când o să ai 1000 o să fii milostiv la 10. Dacă ești un egoist și ai 100 de dolari, când o să ai 1000 o să fii egoist la 10. Banul doar multiplică caracterul nostru. De aceea i-am învățat pe copiii mei înainte să aibă bani, înainte să aibă telefon, înainte să aibă mașină, înainte să aibă casă, să aibă o relație cu Isus Hristos. Ca tot ceea ce Dumnezeu ne dă să folosim spre slava și gloria Lui. Amin. În primul rând, familia pe care Domnul bine cuvintează, cu un copil pocăit cu prezența lui, cu protecția lui, cu ocrotirea lui, cu lumina lui, cu multe binecuvântări găsim în Biblie. Este familia care trăiește în sfințenie. Puteți spune amin? amin? Versetul 6, capitolul 1, Luca 1 cu 6, amândoi. E așa de frumos unde și soțul și soția trag amândoi în aceeași direcție. Iubiții mei, am văzut familii și în Australia, am văzut familii și în România. La voi aici e frumos că stau puțin și nu vă cunoști. Atunci tot ce predic, pot să predic de la Domnul. Slăviți să fie Domnul. Dar am văzut familii care trag în direcții diferite. Unul stă pe televizor acasă, altul merge la biserică. Și dacă vă supăr și nu mă mai chemați copiii mei, se vor bucura foarte mult și soția. Mai stăm pe acasă. Dar vreau să vorbesc adevărul în dimineața asta. Adevărul cu dragoste. Am văzut familii care trag în direcții diferite. Ea vine la stăruință, el pleacă în concediu cu alții. Uitați ce frumos! Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Zaharia și Elisabeta, iubiții mei, nu și-au permis să se joace cu păcatul, deși trăiau într-o vreme a compromisului. Între Vechiul Testament și Noul Testament, în această Biblie, veți găsi o pagină albă. Versiunea Dumitrescu, Dumitru Cornelescu are o pagină albă, dar din punct de vedere spiritual era o pagină neagră în istorie. 400 de ani Dumnezeu nu a mai vorbit cu poporul Israel. 400 de ani Dumnezeu nu mai a avut nimic de spus. 400 de ani slujbele la biserică erau fără lacrimi, erau doar ritualuri goale. Însă în această vreme de întunecime, în această vreme de besnă, mai erau familii care trăiau cu Dumnezeu. Și mă rog în pierd să fie familii care trăiesc cu Dumnezeu. Iubiții mei, cea mai puternică lumânare nu poate fi stinsă sau cea mai slabă lumânare nu poate fi stinsă de cel mai puternic întuneric. Mă uit aici, oamenii aceștia nu erau neprihăniți doar de ochii lumii, ci erau neprihăniți de ochii lui Dumnezeu. Există o neprihănire care, o dă, care este o neprihănire afișată doar în fața comitetului, în fața prorocului, în fața păstorului. Dar să știți că există o neprihănire care o trebuie să avem 24 din 24. Și mă rog, Doamne, ajută-ne la asta. Matei 6 cu 1, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. O sunat un pastor în România pe o familie că vine în vizită și după ce o închis telefonul, soția au zis repede că trebuie să du Biblia pe masă, zice, că vine pastorul. Numai că nu găseau Biblia. Nu o de multă vreme. Iubiții mei, luați seama, spune Biblia, să nu vă îndepliniți de prietenia voastră înaintea oamenilor, doar înaintea lor, ca să fiți văzuți de ei. Să țineți doar la imagine. Almintiri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Sunt și eu tată, opt copii, și când vorbesc cu familii de aici, din Australia, și am văzut copiii cum cresc, știu ce provocări mă așteaptă. Iubiții mei, am învățat ceva din Biblie. L am întrebat pe un tată aici în Australia care are toți copiii lângă Domnul. Spunem -mi și mie secretul. Că mi-aș dori și eu să am toți copiii lângă Domnul. Și au zis frate de Cristi, am încercat să fiu un exemplu la servici pentru ei în biserică, dar mai ales acasă. Copiii noștri au nevoie de modele. Am fost în familii unde m-au pus să mă culc în, în dormitorul băiatului sau al fetele. Și am văzut uh, imagini cu Selindion puse pe pereți, cu Messi, cu Ronaldo. Copiii caută modele. N-ați vrea să spune copilul nostru astăzi, vreau să fiu ca tata. Sau hai să pun o întrebare mai grea, ar putea să spune fata noastră, vreau să fiu ca mamă. Sfințenia părinților dă autoritate părinților în fața copiilor, iubiții mei. Am stat de vorbă trei ore în România cu un băiat la mărturisire, o trei ani de zile în lume și mi-au zis când tatăl meu m-a oprins fumând, m-a bătut cu cureaua, aia groasă de la armată. Numai o zis frate de Cristi și eu l-am prins pe el cu alte lucruri. El nu știa că l-am prins. El îmi cerea mie să fiu pocăit, dar el nu era pocăit. La 18 ani când am scăpat din țară, am fugit pe la Nărlac și am făcut toate lucrurile în afară de crimă. O zis, azi mă întorc acasă. Dar o zis tata, zice, nu înțeles că nu bătaia mă schimbă, ci exemplul lui personal. Iubiții mei, dacă eu îi spun la băiatul meu să nu mintă și eu mint, să știți că n-am făcut nimic. De aceea am uit astăzi la Zaharia și Elisabeta și au zis Domnul, vreau să trimit un copil care să fie sfânt. Unde să-l trimit? Într-o familie de oameni sfinți. Frica de Domnul stă la baza neprihănirii. Părinții care se păzesc de păcat sunt ascultați de Domnul când se roagă. Proverbe 15 cu 29 Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor care? Penticostale, așa, ei ar fi plăcut nouă să fie brandul nostru, dar nu scrie penticostal, nici baptiști, scrie neprihăniți. Părinții care se păzesc de păcat sunt binecuvântați de Dumnezeu. Psalmul 5 cu 12, căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Părinții care se păzesc de păcat sunt ocrotiți de Dumnezeu în vremuri grele. Noie. genul 6 cu 9, noi erau un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Iubiții mei, mă duc mai departe, timpul zboară. Familia pe care Dumnezeu o binecuvintează, în primul rând, este familia care trăiește în sfințenie. Doi, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care slujește. Să știți că am văzut oameni care slujește și nu sunt sfinți și am văzut oameni și care sunt sfinți, dar nu slujește. Sunt oameni care trăiesc frumos, trăiesc curat, dar nu fac nimica, nu mă țin scorul. Ce face comitetul, ce fac diaconi? cine o predica mai bine, cine o predica mai rău, cât îi lungimea rochei nu știu care, care e cu batic, care e fără. Și toată ziua ne trimit mesaje sfântoce ăștia și zic, bă, de ce n-ai văzut-o pe aia și pe ăla? Dar când îl chem, hai implică-te și tu, facem o colectă pentru niște săraci, facem cura la biserică, facem o masă de dragoste pentru niște văduve. Eu, domnul, nu mă chemați de ce? Iubiții mei, mă uit aici la Dumnezeu. Dumnezeu o vrut să-L trimită pe Ioan într-o familie sfântă, dar și într-o familie de oameni care slujească. Care slujească. Mai subliniez un aspect foarte important. Înainte de slujire, întotdeauna Dumnezeu pune sfințirea. La noi la biserică, la muntele Sionului, poate la fel ca și la voi, oricine are acces să vină la biserică. Dar cine cântă în cor, cine predică, cine face o slujbă, trebuie să fie un model pentru alții. Doamne, ajută-ne la asta! 2 Timotei 2 cu 21. Uitați-vă, deci dacă cineva se curățește de acestea, mai întâi curățim vasul și apoi fierbem laptele în vas. Mai întâi curățim farfuria și apoi punem burgerul pe farfurie. De ce? Pentru că cel mai bun burger din lumea asta, curat, sănătos, healthy, cum spuneți voi, pus într-o farfurie murdară, nu va fi de nimeni mâncat. Dacă Cristi Boariu minte, înșală, face prostii, poate să urle și să predice la greu, nimeni nu va fi marcat de mesajul lui. De ce? Pentru că întotdeauna farfuria e mai importantă ca mâncarea. Dar la fel, dacă farfuria e curată, e curată și e goală, n-am ce să mănânc. De aceea trebuie să unim iubiții mei, mai întâi sfințenia și apoi slujirea. Uitați, dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, sfințit. Și doar după ce ai sfințit, va fi folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Te întreb astăzi, ți-a identificat chemarea, ți-a identificat darul, m-am identificat darul? Iubiții mei, foarte mulți tineri întreabă, am făcut un sondaj pe Instagram să vedem tinerii dacă și-au identificat darul. 53% au spus așa, nu știu la ce mă chema Dumnezeu. Am făcut botezul, am botezul cu Duhul Sfânt, vin la biserică, nu știu la ce mă chema Domnul. Uite te să vezi care sunt nevoile și încearcă să vezi pentru nevoia care există, ai soluția necesară? Pe unii Dumnezeu e o chemat la predică, pe alții la cântare, pe alții la pansarea unor răni. Ca și samariteanul din pildă. Pe alții l-a făcut sarmale pentru, pentru, cei care sunt bolnavi, care sunt săraci. Am primit o poză într-o zi din biserica noastră cu niște surori care erau strânse la o la altă. Să știți că noi păstorii cam tremurăm când surorile se strâng la o la altă. Au așa mare putere că pot răsturna un comitet. Nu știu dacă la voi e cazul. Dar au putere de influență. Am predicat toată puterea de influență a femeii. Și am zis, am zis, bun, dar o poză mai clară, nu ai. Să văd ce au pe masă, ce, sunt ce vorbesc, ce fac. Și m-a trimis o poză în care am văzut varză murată. Slăvi să fie Domnul, am zis. Am văzut carne tocată. Slăvi să fie Domnul, am zis. O zis, zic, dar ce faceți acolo? Păi zice, facem 2600 de sarmale. Domnul să vă binecuvinteze, am zis. La cât mai multe astfel de surori. Vezi nevoile care sunt. Bă, nu pot să fiu un comitet, nu pot să cânt în corp, poate n-am voce, dar hai să văd ce, ce nevoi sunt lângă mine. Hai să văd cu ce pot să mă implic. De ce? Atunci când slujești, ești înconjurat de rugăciunile celor pe care le slujești. Domnul să binecuvinteze corul care au cântat extraordinar. Domnul să binecuvinteze frații slujitoare. Iubiți mei, când slujim, cineva se roagă pentru noi. Am fost cu fața de Răducanu, pastor în biserica noastră, în urmă cu câțiva ani, la o soră acasă, la o soră văduvă, sora Ciobanu, Elena. De peste 18 ani, poate 20 de ani, e văduvă. Și m-am uitat, ca și un tânăr mă uit așa, n-avea laptop, n-avea tabletă, n-avea smartphone. Un tânăr care are tabletă, poți să-l ții 18 ore închis, că nu o să spargă ușa. E liniștit, e bucuros, are ce să fac. Și am stat și m-am gândit și am spus, sora la ce faceți de 20 de ani, văduvă? Ce faceți? Ca noștri se plictisesc imediat. Dacă 10 minute n-au ceva de făcut, imediat se plictisesc. Și o zis, de Criste, dincolo în cameră am 66 de canale. M-am zis, mă, ce păstor bun dacă a, sora stă pe Netflix, să sunt păstor de milioane. Auzi, are canale, stă la televizor toată ziua. Și o zis, de Cristi, îți la canalul Ezechiel. Îți a doua oară la canalul Ezechiel. Nu mă plictisesc. Am citit Biblia o odată, 66 de cărți, acum a doua oară am reluat-o. Și -o zice, mai am așa o foiță lungă, cu 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi și la fiecare rugăciune. Am făcut un calcul, dacă se roagă un minut pentru fiecare stă o oră pe genunchi, de trei ori pe zi, trei ore pe genunchi. S-a uitat la noi în ochi și a zis, mă rog și pentru voi, doi, zece. pentru voi slujitori. Și de ce Dumnezeu ne mai dă har din când în când? Cât eu văd, vă se mai roagă pentru noi. Iubiții mei, atunci când slujim, suntem înconjurați de rugăciunile celor la care le slujim. Trei, Familia pe care Domnul binecuvintează, iubiții mei, în al treilea rând, e familia care își cunoaște locul. Uitați ce spune Biblia aici. Versetul 8, partea a doua. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. Era programare în timp. Mă trimis cineva să are un mesaj că sunt în ăștia certărezi, la care n-ar să le răspuns că faci focul mai mare. Ce ne trebuie nouă programări, zice la biserică, când e Duhul Sfânt. Păi Pavel spune că trebuie să fim în rânduială și două sfânt în rândul rânduiele. Uitați-vă, era programare la templu. Și o zis, o zis saharia, acum e rândul meu, acum slujesc. Nu mă bag peste alții, las și pe alții, cresc și pe alții. Da? Ce frumos e să ai în biserică familii care își cunosc locul. Iubiții mei, există expresia asta în România. Oameni la locul lor. Oameni la locul lor. Atunci când, nu știu cum îi se întâmplă vouă, dar mie acasă uneori mi se întâmplă, la soție nu mi se întâmplă că ea e foarte ordonată, dar eu sunt așa un pic mai împrăștiat și când am nevoie de un patent, atunci nu-l găsesc. Când n-am nevoie, mă împedic în el. Dar să știți că și în biserică mi se întâmplă. N-am nevoie de cineva pe hol să mă ia la rost, atunci îl găsesc. Atunci ai acolo. O fost o zi frumoasă, zi de sărbătoare, Paște, frumos, cineva pe hol să potenită nu știu ce. Scandal. Dar la voi nu e așa, să fie Doamnă. Dar când ai nevoie de el, mă zice, trebuie să mergem la evangelizare. Pui tu motorină. Eu zic, dar nu, nu mă chema la asta, zice, nu pun motorină. Zice, Doamne ferește. Uite, mergem, merg până în Oltenia să facem, să facem o casă, să zicem o casă. Nu-i găsești. Dar dacă trebuie să mergi la iarbă verde, la barbecue, nu-ți ajunge un autocar. E așa de frumos fiecare să ne cunoaștem locul în biserică. Avem un, un frate care s-a pocăit o vinie din lume, o să-ți de Criste la patru dimineața, dacă ai nevoie de mine să mă suni. Am stat treaz pentru diavolul până la patru, cinci, multe nopți și am făcut multe prostii și acum asta nu fiu disponibil pentru Isus. Ce fain e să ai oameni care, care, sunt sfinți, oameni care sunt gata să slujească și oameni pe care, care, să fie disponibili să slujească. Că eu am văzut oameni cu dar, numai că nu sunt disponibili. Și am văzut oameni disponibili, dar n-au -au dar să te păzească Domnul să ai la vond în ăștia. Ăștia mereu vor, dar ei n-au ce să dea. Ce? Sau să, e, el, vrea o cântare, dar nu știe. Nu se poate, nu se potrivește. Uitați ce spune Habacuc 2 cu 1. M-am dus la locul, la locul meu, de strajă, ca să văd ce fac alții. Nu. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să vegheat și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde mie la plângerea mea. Iubiții mei, am un prieten undeva în lângă Arad, în România și omul acesta peste 20 și ceva de ani a fost în lume, era botezat. Am întrebat aici la PERT pe frații slujitori dacă aveți prieteni botezați. Noi avem câțiva la noi în, în România. E izbotită, dar pe prietenii. Mă rog, azi Dumnezeu să-i mântuiască. Să-i cerșetează, da? E, și fratele ăsta era bocezat, numai că duminica era în piață de mașini. Nu știu dacă la voi sunt piață de mașini, dar la noi în România, duminica dimineața, dacă mergi în piață de mașini, o să vezi mașini care au numărul așa. Cer, zic eu, cer. Har, zice, har. E la nouă, e în piață de mașini. Nu-i cumpără nimic, că nu are bani, dar măcar crește ochii. Știți? Să uită ce are altul, mai cumprinde un de invidie și apoi Iubiții mei, eu zic duminica să fim la templu. Amin. Să fim la biserică. Și băiatul ăsta, prietenul ăsta meu, tot cu mașini, tot cu alte lucruri, l au prins la Craiova. <coughs> l au prins la Craiova niște interlopi. Eu luat tot ce avea. O vrut să-l și omoară și el o strigat, nu mă omorâți ca am acasă cinci prunci. Două săptămâni au umblat el după, el, după ei, apoi să le facă rău. Vă dați seama ce, ce pocăit era, ce udat era. În h 2 era, atât. Și după două săptămâni și o dat seama, mă, stai că Dumnezeu până oamenii ăștia care au vrut să-mi ia viața, au vrut să mă trezească. Că eram bocezat, dar nu eram pocăit. Și meream spre ea. Și au zis, Doamne, dacă mai ai ceva pentru mine, trimite un om la mine acasă. După câteva zile la ușa lui bate un proroc din vas lui. Din vas lui la arat sunt 18 ore cu trenul. 3-6 de ore dus întors. În gara din Arad, când, când prorocul o s-a dat jos din tren, o zis, Doamne, de ce mă trimiți 18 ore dus, 18 ore întors pentru o prorocie? Pentru 3 minute! 3-6 de ore! Zile întregi fără servici! Pentru 3 minute! Domnul i-a spus la proroc orașul, din județul Arad i-a spus strada și i-a spus numărul și i-a dat și mesaj. și o zis, Domnul, în gara din Arad, aș fi trimis pe altcineva, dar astăzi n-am mai avut pe cineva mai aproape. Am proroci, am evangeliști, am păstori, am slujitori, am cântăreți. dar puțin disponibil atunci când îi chem. O mers, o intrat în casă, o intrat exact la numărul care o dat Domnul. Nu vorbit nimic cu omul acela direct, prorocie. Și fratele nostru, prietenul meu, a căzut în genunchi, o plâns și astăzi este în biserică. De ce? Că Dumnezeu ne iubește și vrea să ne câștige pe fiecare și vrea să ne pună la locul la care El l-a ales pentru noi. De ce? Pentru că, iubiții mei, la finalul vieții, Dumnezeu îmi va cere socoteală de locul meu, de locul familiei mele. Nu știu cum e la voi la per, am văzut familii în România mereu sunt ocupate de familiile altora. Am văzut tată care au zis, de-ar fi la pruncul meu, ai, și arăta eu lui. Hai să vă spun ceva, exact prunca și ăla are astăzi. Și are treaba acum. De-ar fi aia, zice, fata mea, a știu eu să o educ, n-ar fi așa, n-ar umbla ea așa. Exact fata care umbla așa are acum, așa are treabă în casă. O striga Domnul printr-un proroc cu unei femei care în toată ziua era la proroc la rugăciune. Femeie, mai stai pe acasă și vezi de familie. Că de multe ori suntem tare interesați de familiile altora. Iubiții mei, n vrea în dimineața asta să ne decidem să fim la locul nostru și să fim interesați de locul nostru. Că dacă eu sunt interesat mereu de alții și ca copiii mei, ajung în brațele diavolului, n-am făcut nimic. Patru, familia pe care Domnul o binecuvintează este familia care se roagă. Luca 1 cu versetul 13, îngerul i-a spus, nu te teme, Zahariu. Dar de ce să nu mă tem? Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Eu sunt sigur că și Elisabeta s-a rugat. <coughs> în vremea aceea era o tragedie să nu ai copii. Era, erai considerat blestemată sau blestemat dacă nu aveai copii astăzi de multe ori ești considerat blestemat dacă ai prunci mai spun eu cu soția la câte unii că avem 8 copii ap da, aproape că-și fac cruce mereu în cauflând cu 5-6 după noi nu vă spun, parcă e Halloween așa se sperie lumea iubiții mei, am un gând pentru biserica din Pert. hai să primim copiii de la Domnul ca o binecuvântare N-am văzut om, am 18 ani de slujire, n-am experiența altor frați care au multă experiență aici. În 18 ani de slujire n-am văzut niciun om care să fi murit și să fi zis, bă, îmi pare rău că am avut numai 2 milioane de dolari și n-am avut 3. Îmi pare rău că în loc să de am Mercedes n-am avut Volvo. Nu, dar am văzut oameni cu regrete la finalul vieții, că în ceea ce trebuia să facă în familie, nu au făcut. Iubitii mei, familia care e binecuvântată de Domnul, e familia care se roagă și se roagă împreună și se roagă și separat. O zis Dumnezeu din ceruri, vreau să-l trimit pe Ioan, vreau să-l folosesc, dar vreau să-l trimit undeva unde nu stă de telefon la trei ani de zile sau la patru ani. Vreau să-l trimit undeva unde părinții își fac timp de altar în familie. O biserică a rugăciunii formată din familia ale rugăciunii. Iubiții mei, s-a făcut un sondaj în, în, în Europa și din 25.000 de, familii care au divorțat, nu lipsea banul, nu lipsea casa, nu lipsea materialul. Însă din cele 25.000 de, de familii din toate lipsea rugăciune. Ne cheamă Dumnezeu astăzi pe fiecare familie din nou la rugăciune. N-ați vrea să ne încolonăm, să ne facem partea, să spunem, Doamne, vreau în casa mea copilul meu să învețe rugăciunea de la mine. Nu o să vină copilul de bunăvoie, să știți. Poate o să vină mai întâi așa, de obligație. Dar vine o zi când, ca și pe mine la 14 ani, Dumnezeu va boteza cu Duhul Sfânt. Și va aprinde apoi un foc. Numai că focul ăla a fost pus mai întâi de tine ca tată, de tine ca mamă. Iubiții mei, încurajez astăzi părinții. Niciodată n-am judecat un părinte care are copilul în lume. Că știu că într-o zi poate să fie și copilul meu așa. Dar vreau să vă spun ceva astăzi foarte important. Dacă ți-ai făcut parte ca și părinte, dacă te rogi pentru el, dacă ai semănat, poate că pentru o perioadă e Sahara în inima lui, poate că pentru o perioadă e pustia, dar vine o zi când ceea ce ai semănat va ieși la suprafață. Mai întâi spune Biblia un spic verde, apoi un spic, apoi grâu de plin în spic și apoi la finalul vieții vine secera și un rod bogat. Continuă să te rogi pentru copilul tău. Hai să continuăm să ne rugăm pentru copiii noștri. Să ne rugăm pentru soția noastră, pentru, pentru bărbatul nostru. Merge la fabrică, merge la servici, merge la mall, oriunde merge. Noi suntem expuși la multe ispite. Și de multe ori, dacă nu suntem atenți, ieșim de sub protecția lui Dumnezeu. Și ispitele ne Prin rugăciune, tu faci un zid în, în dreptul casei tale. Prin rugăciune, scăștiți copii. Am întâlnit în America o familie din șapte copii, șase au plecat în lume. Și pe hol m-a așteptat unul dintre cei, din cei șase și au zis, frate de Cristi, ne-am întors toți acasă. Bine, n-am vrut cu binele, ne-am întors unii cu probleme, alții cu accident, alții cu sănătatea făcută praf, că n-am vrut cu binele. Dar o zi, știi care a fost secretul? Mama noastră, 30 și ceva de ani, o bătătorit covorul din cameră. O luptat cu Dumnezeu pentru noi și ne-au câștigat. Și astăzi suntem toți în casa Domnului. Iubiții mei, cea mai mare valoare a noastră este familia. De aceea cele mai mari atacuri sunt în dreptul familiei. Dar poți să faci față acestor atacuri rugându-te, rugându-te, insistând înaintea lui Dumnezeu. Apoi cinci, familia pe care Domnul binecuvintează este familia plină de Duhul Sfânt. Luca 1 cu 41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Acum am o precizare și sper să nu se supere imei, Ca să fie paharul ăsta umplut de apă, el o trebuit golit de suc sau de altceva înainte. Dacă vrei să te umpli de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să fii golită de firea pământească mai întâi, de eu tău, de, de lucrurile lumii. Doamne ajută-ne la asta! Uitați, acum vor spune surorile, dar ce numai? Noi trebuie să fim pline de două sfânt bărbații, nu? Luca 1 cu 67 Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt A prorocit și a zis Luca 1 cu 76 Nu știu dacă ați fost atenți 1 cu 41 mama, 1 cu 67 tata Și apoi 1 cu 76 copilul Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc Adică o zis tata mai întâi eu, o zis mama mai întâi eu și apoi putem cere de la prunci. Că dacă îi spun să meargă la biserică și eu nu mă duc, el nu o să meargă. Sau o să meargă de gura mea. Iubiții mei, e atât de importantă prezența Duhului Sfânt în viața noastră. E atât de important ca Domnul să mai revice proroci, vase de lucru autentice. Amin? Dar pentru asta trebuie și biserica să-și dorească. Trebuie și biserica să fie o biserică a stăruinței care să trăiască cu Domnul. De ce? Că sfințenia atrage prezența Duhului Sfânt. Și nu e suficient să primim botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să păstrăm botezul cu Duhul Sfânt. A primi un telefon e simplu, al păstra să nu cadă pe jos, e cu totul altceva. A primi un dar, e una, al păstra în sfințenie, în curăție, în flăcări, e cu totul altceva. Zic astăzi, Doamne, mai umple familiile cu Duhul Sfânt. Mai botează tinerii cu Duhul Sfânt. Iubiții mei, mi-aduc aminte, eram la, o zic pentru tinerea asta, eram la școală, aveam 14 ani. Eram, pocăi, eram băiat de penticostal, dar nu eram pocăi. Și eram chemat să fumez în toalete cu colegii mei. Și mi-am dat seama că dacă ajung și la pasul ăla, o să mă întorc mult mai greu înapoi, dacă mă mai întorc. Făceam unele prostii pe care le făceau ei, dar am zis, Doamne, nu vreau să ajung și în toalete, să fumez, să mă uit la imoralități și la alte lucruri dar simțeam că pentru a face față la ispite, la acelea, am nevoie de ceva și am nevoie de Duhul Sfânt. Și într-o într seară de evangelizare într-o biserică din Arad, s-a făcut o chemare. Am venit în față, mi-am predat Domnului, apoi m-am dus la o biserică și acolo am primit botezul cu Duhul Sfânt, la prima rugăciune. De ce? Că dacă e sincer și dorești, Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt. Iubiții mei, Însă am înțeles un lucru, nu-i suficient să primești, ci trebuie mereu să pui pe foc timpul tău, banii tăi, sănătatea ta. De ce? Focul arde dacă îl întreții cu ceva. Și focul Duhului Sfânt arde dacă mereu îl întreții tu. Și în momentul când te unești cu alte familii care se roagă, vei fi partea unei biserici care se roagă. Mai amintesc două lucruri și închei. Familia pe care Dumnezeu o binecuvintează, în al șaselea rând este familia Luca 1 cu 9, în care ce spune Dumnezeu are mai mare valoare decât ce spun oamenii. Luca 1 cu 59. În ziua a opta au venit să taie pruncul în prejur și voiau să-i pună numele Zahari, Așa era obiceiul la evrei. Primul băiat, același nume ca și tata, după numele tatălui său. Versetul următor. Știm cu toții că tata era mut, dar mama, uitați ce frumos la mama, dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu ce are să se cheme? Ioan. Cu alte cuvinte, iubiții mei, observ ceva interesant aici. Mama și tata au fost pe aceeași linie. Știți cât de mult doresc copiii noștri ca mama să spună una și tata să spună alta. Ca atunci el știa cine să meargă la ăla care ține cu el. E foarte important mama și tata să fie pe aceeași linie. Și apoi foarte important mama și tata care au înțeles voia lui Dumnezeu să nu țină cont ce spune neamul, verișorii, cumnații, vecinii. Nu, nu, nu. În ziua aceea s-au supărat multe neamuri. Dar mama, tata, copilul și Dumnezeu au rămas împreună. Pentru că pentru Elisabeta și pentru Zaharia, dacă Dumnezeu a spus asta, așa au rămas. Iubitii mei, aș vrea să vă rog astăzi, haideți să ne facem o verificare. Știți că foarte multe familii au pierdut legătura cu Dumnezeu pentru că au prins o legătură mare cu alte familii care n-ascultau de Dumnezeu. Și pas cu pas a intrat putregaiul, a intrat lucrurile murdare și familiile acelea au avut foarte mult de suferit. Și în ultimul rând, familia pe care Dumnezeu o binecuvintează e familia care și ei binecuvintează pe alții. Spune Biblia în Luca capitolul 1 cu versetul 42 <coughs> Elisabeta a strigat cu glas tare Binecuvântată ești tu între femei O zis către Maria Și binecuvântat este rodul Pânte celui tău Iubiții mei, o vrut Dumnezeu să trimită pe Ioan într-o familie Unde atunci când vorbim, nu vorbim de rău Atunci când vorbim, binecuvântăm pe alții atunci când vorbim, vorbim minunile Domnului. Și familia pe care Domnul o binecuvintează e familia care și ei binecuvintează pe alții. Am vorbit cu soția mea într-o zi și am zis la noi acasă, n-aș vrea să fie baltă, aș vrea să fie râu. Când e baltă, tot e a tău. Arunci plasa și tot ce prinzi e a tău. Când e râu, arunci plasa sau undița și nu mă parte a tău, restul mere mai departe. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să fim familii care binecuvintează pe alții. Am stat de vorbe cu un frate pastor din România, au murit anul acesta, am apucat să vorbesc cu el acum șase ani, ceea ce vă spun acum. Și au zis, frate Criste, am crescut într-o familie foarte modestă, foarte săracă, sub comunism. Și într-o iarnă am avut cea mai slabă recoltă, 10 saci de grâu. Iar grâu pentru noi, făina, era cea mai importantă sursă de supraviețuire. Și din cei 10 saci, întotdeauna tatăl meu, din tot ce recolta, 10% de dea pentru Domnul. În ziua aceea, o zis fatele păstor, era un copil destul de fraged, 8-10 ani, m-am uitat la tata și m-am gândit, cred că tata acum nu o să mai bine cuvinteze pe alții. Că și așa avem puțin și tot ce avem trebuie să fie a noastră. Și tata în ziua aceea, în loc să iau un sac din zece, au luat doi saci din zece. I-o pus deoparte și au zis, asta e pentru văduve, pentru orfani și pentru sărac. O zis, frate Cristin, vinea să strâng strâng din pumn și să comentez la taică-meu. Că știam că o să o ducem greu iarna aceea, din cauza că tata vrea să binecuvinteze pe alții. Vrea să dea și la altul. Numai în, în ziua aceea, tatăl a zis... Eu vreau să fac ce am făcut și când e rău și când e bine, nu numai când îmi mere bine. Iarna, când o vine miezul iernii și a mers să scoatem grâul din hambar, să-l ducem la moară, noi am pus 8 saci din 10, că doi au plecat la alții. Însă când am scos, erau 12 saci. Nu erau 10, nu erau 8, ci erau 12. Dumnezeu ne-a binecuvântat dublu din ceea ce am dat noi. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care ne binecuvintează. Dar îi spune în Genesta 12 cu 2 lui Avram, te-am binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Haideți astăzi la finalul acestui program să ne facem o verificare în familie. Nu cred că acest mesaj a fost la voia întâmplării. Am înțeles din partea Domnului că familiile au mare nevoie de o trezire. Și în această dimineață vreau să facem o rugăciune specială fiecare pentru familiile noastre. Iar apoi când vom pleca acasă, să strângem rândurile la părtășie, să strângem rândurile la apropiere de Domnul, să mai închidem televizorul și telefonul și tableta și să mai deschidem Biblia. Și copiii noștri poate nu vor rămâne toți lângă Domnul, dar vor avea o sămânță pe care am semănat-o. Și într-o zi sămânța aceea va răsări va face rot și noi ne vom bucura, Doamne, ajută-ne la asta, amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, în acest sens să ne rugăm și la final să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi.